Am fost solicitat la un accident rutier pe drumul Arad-Horia. A fost o persoană încarcerată. Le-am scos afară și le-am transportat la spitalul județean. Am vorbit cu domnul? Cu de ieri major Plutur Dan. Ok. Din primele cercetări se pică de la fața locului, e vorba de un autoturizat cerogan cu o persoană de sex masculin, circulat pe DG7 în direcția Arad spre Horia. Se pare că ai plecat cu depășire neregulamentară, știm că pe dreptul opus de mers în continuare frontală cu alt autoturizat matriculat în Arad, pe care se aflau 4 persoane. În urma accidentului, conducătorul auto, care se face pășirea, a decedat pe loc. Au fost rănite și transportate la spitalul clinic de Arad pentru grijă medicală. În continuare vom face cercetări, să stabilim cu exactitate ceea ce s-a întâmplat.